Problemele cu care se confruntă primarii din județ, care au în derulare proiecte privind înființarea sau extinderea rețelelor de gaze naturale, au fost prezentate și analizate ieri cu reprezentanții companiei de distribuție Delgaz Grid SA. Întâlnirea între cele două părți a fost mijlocită de președintele Laurențiu Nistor și s-a desfășurat ieri la sediul Consiliului Județean Hunedoara. Cu toții ne dorim să avem realizate aceste obiective de investiții, iar rețelele să fie date în exploatare. Tocmai de aceea am hotărât să avem această întâlnire pentru ca reprezentanții companiei de distribuție să vă poată lămuri în legătură cu etapele care trebuie parcurse, dar și pentru a vă clarifica problemele cu care vă confruntați, a declarat președintele Laurențiu Nistor în deschiderea întâlnirii. Primarii prezenți în sală, dar și reprezentanții desemnați de aceștia au ridicat o serie de probleme punctuale cu care se confruntă în implementarea proiectelor. La rândul lor, reprezentanții companiei de distribuție Delgaz Grid au făcut precizări importante legate de modul de realizare a proiectelor și de optimizare ulterioară a rețelelor pe fiecare dintre variantele de proiecte, respectiv înființare de rețele noi în zone neracordate până acum la rețeaua de gaze naturale sau extinderea rețelelor de gaze naturale pe anumite străzi ori în anumite localități componente ale unei unități administrativ-teritoriale. În județul Hunedoara, prin programul operațional Infrastructură Mare, POIM, și programul Angel Saligny, sunt finanțate 4 proiecte de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și de înființare sau extindere a rețelelor de alimentare cu gaz în 10 orașe și localități din 22 de comune.